Broasca țestoasă, cea fermecată, de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat și el avea 3 feciori. Când le-a venit și lor vremea de însurătoare, împăratul le-a zis: Dragii mei copii, v-ați făcut mari, mergeți de vă căutați ursitele ca să intrați și voi în rândul oamenilor. Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care să ne închinăm, răspunseră copiii și după ce îi sărutară mâna, se gătiră care mai de care să plece mai curând. Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu dânsul și bănet de ajuns. Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat care avea o fată, singură la părinți. O peții de la tatăl ei, împăratul, și în voiala se și făcu. Asemenea și cel mijlociu. După ce se dichisi și el, cum știu mai bine, plecă și el înspre apus. Ajunse și el la curtea unui alt împărat, care asemenea avea o fată. Făcură vorba și iute-iute se logodi și el cu dânsa. Pe fiul cel mai mic, însă, nu-l trăgea inima a pleca la pețit, dar n-avu ce-și face capului, căci tată său îl trimetea într-una să caute a se căpătui și el. Luă și dânsul niște haine, numai să nu zică neșcine că nu s-a gătit, și de cheltuială, că pe apă nu curge, și plecă și el, cam în dorul lelii. Dar unde să se ducă? Nici el nu știa. Mișca și el picioarele alene, unul după altul înaintea lui, numai să zică și el că umblă. Apucă pe o cărare ce întâlni în cale și merse pe ea fără să-și dea seama unde se duce. Când, ce să vezi, poteca pe care apucase îl scoase drept la un eleșteu mare. În cale văzu unuia lungă de alun pe care o luă așa de florile mărului, fără să știe ce are să facă el cu dânsa. Ajungând pe marginea eleșteului, se așeză și el acolo jos și privind cu nedumerire, ia așa, numai ca să zică și el că face ceva, bălăcea cu nuiaua prin apă și făcea haz cum sar stropii de apă când o lovea. Apoi începu a cugeta. El vedea că fiecare strop de apă, când pică înapoi la matcă, se face câte un cerc împrejurul lui și de ce merge, se mărește, până ce intră iarăși în sânul matcei de unde a ieșit, fără mai pe urmă să se cunoască nici locul unde a picat stropul, nici întinderea cercului din jurul lui, ci totul rămânea ca mai înainte, adică fața apei lucie ca o oglindă. El era dus cu gândurile. Se uita și nu mai vedea. Tot dacul nu iaua în apă și nu știa ce făcea. Nu mai simțea dacă este, ori nu mai este. Când, iată că o broască țestoasă ieșise pe luciul apei și se uita galeș la dânsul. Unde lovea el cu nuiaua și unde se deschideau talazurile care înconjurau vârful nuielei, acolo, hop, și dumnea ei. Și ochii de la dânsul nu și-i mai lua. Se uita la el parcă să-l soarbă cu privirea, dar el nu vedea și nu auzea. Atât era de dus cu mintea. În cele din urmă, cum, băgă de seamă că o broască țestoasă se ține după vârful nuielei lui. Se uită și el la dânsa și parcă îi zicea inima ceva, dar nu pricepu nimic. Când se trezi bine din cugetările lui, văzu că soarele dă în asfințit. Se sculă binișor, fără să-i pese de ceva, și se duse acasă. A doua zi, iarăși făcu așa, fără să-i pleznească prin cap ceva și fără să-și mai aducă aminte că plecase împețit. A treia zi, cum se sculă, plecă iarăși la marginea eleșteului. Pasămite îl trăgea ața la ursita lui.
Și cum stătea el acolo și se juca cu nuiaua în apă, iar broasca țestoasă-i tot sărea pe dinainte și se uita la dânsul cu dor, își aduse aminte că el era plecat în pețit și că frații lui erau a se întoarce a doua zi cu logodnicele lor. Tocmai când voi să se ridice și să plece spre a merge să-și încerce și el norocul, iată că broasca mai țâșni odată, iar el își aruncă ochii la dânsa mai cu băgare de seamă. Se uită drept în ochii broaștei și simți un nu știu ce, colea la inimioară, parcă îl săgetase ceva. Se așeză din nou. Ar fi voit să plece, dar parcă îl pironise cineva locului. Mai voi el să facă ceva, așa ca să se îndepărteze, dar degeaba. Picioarele nu se mai mișcară, ca și când ar fi fost pironite locului. Se miră de astă lâncezeală și mai aruncându-și căutătura la broască, văzu ochii ei. Pare că strălucea de un foc ce simțea când îl atinge. Atunci își luă inima în dinți și strigă. Asta să fie logodnica mea! Îți foarte mulțumesc, dragul meu iubit, îi răspunse atunci broasca. Cuvântul tău a sfărâmat toate farmecele ce mă țineau înlănțuită. Tu ești ursitul inimii mele. Pe tine te voi urma până voi avea viață în mine. Fiul de împărat se sperie oarecum când o auzi pe broască vorbind. Ar fi rupt-o la fugă, dar graiul ei era atât de dulce și viersul cu lipici ce avea îl făcu să-i rămâie tălpile lipite de locul unde stătea. Broasca se dete de trei ori peste cap și se făcu o zână gingașă, plăpândă și frumoasă, cum nu se mai afla sub soare. Îi venea flăcăului, de drag, să o soarbă într-o lingură de apă, dar se opri și nu făcu nicio mișcare, ca să nu supere ori să îndărădnicească pe zâna a venit după el, căci simți că de aici înainte, fără dânsa, nu va putea trăi. Se puseră la vorbă și nici ei nu știau ce vorbesc. Aici începeau una, aici lăsau alta, până ce se pomeniră că amurgise. Și fiindcă a doua zi era să vie frații cu logodnicele lor, spuse zânei că se duce să înștiințeze și el pe tătână său că o să-și aducă și el logodnica. Broasca intră iarăși în eleșteu, iar dânsul plecă la curtea împărătească. Mergea el, dar parcă-l tot oprea cineva în cale. I se părea că-l trage cineva de la spate, de haine. El se tot întorcea de se uita înapoi. Nu vedea nimic însă. Tot întorcea capul și se uita. Noroc că îi se scurtase calea și ajunse acasă, căci deținea drumul mai lung, temiră de nu rămânea cu gâtul strâmb, de atât a uitat înapoi. Dacă ajunse și îi găsi pe toți ai lor adunați la tatăl său, începu să le povestească și retenia celor ce îi se întâmplaseră. Când ajunse să le spună că a zis broaștei, tu să fii logodnica mea, toți se umflară de râs și începură al cam lua peste picior cu vorbe în doi peri și cu glume nesărate. A vrut el să le spună cine a fost broasca, dar nu-i dă dură răgaz, căci îi luau vorba din gură și îi cam dădeau în tărbăceală cu graiuri care mai de care păcălitoare. Dacă văzu, tăcu din gură și înghiți rușinea ce-i făcuseră frații înaintea tatălui său. Se gândi el. Acum 1000 de vorbe un ban nu face. Lasă, își zise el. Să vedem că cine râde la urmă, râde mai cu folos. A doua zi, fiecare flăcău zbură la logodnica sa, iar împăratul puse de împodobi palatul și cetatea cât se putu mai frumos, ca să-și primească nurorile. Oamenii umblau cete-cete prin cetate, ca în zi de sărbătoare. Ostașii se gătiră ca de alai, până ce și copiii se înveseleau de veselia împăratului. Veniră unul după altul feciorii cei mai mari ai împăratului,
cu logodnicele lor. Ce e drept, și ele erau frumoase. Hainele pare că le erau turnate pe ele. Fiecare își adusese zestre însemnată, robi, cai, căruțe, și le primise împăratul așa cum se cuvine împăraților și fiilor de împărați. Dacă se adunară la un loc, aduseră vorba iarăși despre broasca fratelui lor cel mai mic și începură împreună cu logodnicele lor a grăi despre dânsul cam în dodii. Îi ținură de rău tatăl lor, căci de orice s-ar zice, fiu îi era și el mic și îl durea la inimă când îl luau în râs. Dar toate fură în deșert, căci deși nu mai vorbeau de rău în fața împăratului, pe din dos însă își băteau mendrele cum voiau, își dădeau coate de râdeau și chiar se vorbiră amândoi frații cu logodnicele lor să facă pe fratele lor mai mic de râs și ocară când va veni cu broasca testoasă înaintea împăratului. Fiul cel mic al împăratului, dacă se duse și el să-și aducă logodnica, broasca cea țestoasă ieși din eleșteul la dânsul, se dădu de 3 ori peste cap și se făcu om ca toți oamenii. Vorbiră ce vorbiră, apoi fiul împăratului îi zise să se gătească să meargă. Atunci ea îi răspunse: Dragul meu logodnic, trebuie să știi că și eu sunt fată de împărat și încă fată de împărat mare și avut și puternic. Dar blestemele de farmece ne-a acoperit palaturile cu apa aceasta murdară. Împărăția ne-au răpit-o dușmanii, iar pe mine m-au prefăcut cum m-ai văzut. Vorbele ei mieroase, viersul ei plăcut, de pare că te ungea la inimă, nu altceva, zăpăcise oarecum pe bietul fecior de împărat. Dar, ținându-și firea și nepierzându-și cumpătul, el îi mai zise: Lasă astea acum! Odată dacă te-am ales, tu ești a mea! Flecărească lumea ce va vrea! Gătește-te, îți zic, și hai să mergem, că ne așteaptă tatăl cu frații și cu cumnatele mele! La noi este obiceiul ca înainte de a merge la cununie să ne îmbăiem. O să facem baie la palatul tatălui meu. De ce să mai facem pe acolo tevatură? Să ne îmbăiem aici. Și făcând un semn cu mâna, apa eleșteului se trase într-o parte și într-alta și în locul lui se văzură niște palate strălucitoare încât la soare te puteai uita, dar la dânsele ba. Aurul cu care erau poleiți stâlpii și ciubucele de pe lângă streașină licăreau de-ți luau ochii. Zâna luă de mână pe fiul împăratului și intră în palat. El rămăsese cu ochii bleojdiți, ca unul ce nici dânsul, deși era fecior de împărat, nu mai văzuse asemenea scumpeturi. Și fiind gata băile și apa încropită, numai ca laptele când îl mulge de la oaie, intrară fiecare în câte o baie și se îmbăiară. Fiul împăratului nu cuteza să calce pardoseala băii și pe velințele cele de mare preț ce erau așternute prin palat. De milă să nu le strice frumusețea. Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită și adusă din meșteșug, așa încât închipuia fel de fel de flori, de păsări. Apa ciuruia din țevi aurite și o lua cu năstrape și cu căușe de aur. Ștergarele erau de mătase și înțesătură cu fir de cel mai bun și cu mărgăritare. După ce ieșiră din baie și se îmbrăcară, trecură prin grădină, unde mirosul florilor îi îmbăta. Zâna porunci și trase la scară o căruță ferecată în aur, cu 4 telegari de mâncau foc. Căruța era împodobită cu pietre nestemate de sclipeau în fața soarelui ca cine știe ce lucru mare. Ei se urcară. Cum se puse el lângă dânsa, un luceafăr se așeză pe fruntea ei și așa strălucea de orbea pe toți cei ce se uitau asupra dânșilor.
Amândoi erau îmbrăcați cu niște haine scumpe și foarte frumoase. Caii porniră, dar zburau de parcă n-atingeau pământul. Într-o clipă ajunseră la împăratul, tatăl băiatului, care îl aștepta și se ciudea de atâta întârziere. Când îl văzură, toți înțeleseră că aceasta era femeie de pe alte tărâmuri și lăuda pe fiul de împărat pentru o așa nimerită și neașteptată alegere. Frații cei mai mari o mâlciră, văzând atâta frumusețe și atâta bogăție. Mai mare strălucire și gingășie ca aceasta nu se mai văzuse sub soare și pe la dânsii până atunci. Începură a-și da coate, a-și veni în cunoștință și a se căi de râsul ce făcuseră de fratele lor. Împăratul nu mai putu de bucurie când văzu că fiul său cel mic îi aduce în casă minunea minunilor. Zâna se purtă cu mare bună cuvință și vorbi astfel încât robi toate inimile. Oaspeții nu-și mai puteau lua ochii de la dânsa și urechile lor nu mai ascultau alte vorbe decât vorbele ei, că mult erau cu lipici. Fiii cei mari ai împăratului povățuiră pe logodnicele lor ca să facă și ele tot ce vor vedea pe zâna că face, și la cununie, și la masă. Împăratul își împlini pofta inimii lui. El dorise să-și cunune toți copiii într-o zi și așa și făcu. Era vesel împăratul pentru aceasta, că era un lucru mare. După ce se cununară, fiii împăratului cu logodnicele ce-și aleseseră fiecare se prinseră în horă și jucară ca la nunta unui împărat. Ceilalți jucau, nu jucau, dar zâna când juca părea că n-atinge pământul. Lumea privea și îi se umplea inima de mândrie, căci fiul cel mic al împăratului lor adusese o așa zână să o domnească. Oamenii se luau la prinsoare că nici în cer nu se găsea o mai mare frumusețe ca ceea ce aveau ei dinaintea ochilor lor. Veni seara și se puse o masă de-alea împărătești. Împrejurul mesei împărătești, o mulțime de alte mese erau puse pentru boierime, pentru negustorime și pentru prostime. Se puseră la masă. Nurorile cele mari ale împăratului țineau ochii țintă la zână să vadă ce face ea ca să facă și ele, după povața soților lor. Zâna, din fiecare fel de bucate ce se aduceau la masă, lua foarte puțin și băga în sân. Asemenea făcură și cumnatele ei. Mâncară și se veseliră cât le ceru inima. Când se sculară de la masă, zâna se duse la împăratul socru, îi sărută mâna, îi mulțumi și, scoțând din sân de unde băgase bucatele un mănunchi de flori bine mirositoare, îl dete ca semn de iubire fiască. Odată se umplu locul de un miros așa de frumos, cum nu mai mirosiseră oamenii locului aceluia. Atunci toți într-o glăsuire strigară: „Să ne trăiască doamna și împărăteasa noastră!” Iar ea, fără a se mândri, se trase dinaintea împăratului, cu totul smerită, și se așeză lângă soțiorul ei. În calea ei începu a curge de printre încrețiturile hainei sale mărgăritare de umplu locul, iar mesenii, cu buni, cu răi, se plecară și le adunară. Ducându-se și nurorile cele mai mari ale împăratului să-i mulțumească, îi sărutară și ele mâna. Când voiră însă a scoate și ele din sân ce puseseră în timpul mesei, băgară de seamă că hainele lor sunt murdare și terfelite de bucate, încât nu mai semănau a haine puse pe om, ci a alte dihănii, și se făcu un râs de mila lor în toată nunta. Atunci mulțimea, cu mic, cu mare, și împăratul împreună cu dânsa, strigară într-un grai ca acești soți să-i domnească de aici înainte. Împăratul
se coborâ din scaun și se urcă fiul cel mic, cu soția sa. Această împărăteasă, cu rostul ei cel blajin, cu purtarea cea cumpătată, se făcu de o iubire până și cumnatele ei. Iar fiul împăratului, cu agerimea minții lui, cu înțelepciunea cea firească și cu povețele împărătesei, soția lui, domni în pace, în liniște și în veselie toată viața.